Clienții serviciilor de online banking ale băncii Transilvania și ING sunt ținta unui val de atacuri de tip phishing. Potrivit gadgetreport.ro, în ultima săptămână s-au intensificat atacurile informatice de acest tip ce par a fi puse la cale de aceiași hackeri. După ce le fură datele bancare prin intermediul paginilor phishing, excrocii informatici fac plăți online în numele victimelor și le golesc conturile. Site-urile de tip phishing imită aproape în totalitate conținutul paginilor autentice de logare ale băncilor. Băncile își avertizează clienții că nu trimit niciodată mesaje prin care să solicite accesarea de linkuri și introducerea datelor de logare. Firma americană Hover Tech a lansat prototipul primei plăci de skateboard care levitează. Primul care a testat-o e celebrul Tony Hawk, care a primit placa de la Christopher Lloyd, actorul din seria Back to the Future. Clipul de prezentare a adunat peste 2,2 milioane de vizualizări pe YouTube în numai 24 de ore de la lansarea oficială. Vi s-a părut a fi real? Ei bine, e doar o farsă gigantică. Motivul e necunoscut, însă experții cred că, având în vedere realizarea incredibilă, a avut un buget pe măsură. Unele surse spun că imaginile fac parte dintr-o campanie de marketing care ar putea prefața lansarea unor noi episoade din Back to the Future sau a unor produse inspirate din celebra serie SF. Se spune că nu poți celebra succesul dacă nu acorzi atenția necesară eșecului. Lumea, așa cum o știm în prezent, e consecința dezvoltării incredibile a tehnologiei. În spatele miilor de invenții care ne-au schimbat fundamental viața, există alte câteva zeci de mii de idei care au rămas pe planșa de creație. La vremea lor au fost privite însă ca inovații revoluționare. Dovada, topul celor mai bizare invenții din istorie, brevetate de Oficiul Federal pentru Mărci și Invenții din Statele Unite. Într-o vreme în care toată lumea visa să zboare, un inventator a reușit să convingă autoritățile să-i acorde un brevet pentru un aparat personal de zburat. Se întâmpla în 1869. O altă invenție inedită e strămoșul ventilatorului. Brevetat în 1830, aparatul a făcut furori la vremea respectivă, fără însă să ajungă vreodată în producție. Tot la acest capitol notăm și invenția din 1847, un scaun cu ventilator care nu a reușit să convingă niciun producător să-l transpună în realitate. Alte invenții bizare sunt păpușa mecanică din 1871, gândită să ia locul jucăriilor clasice, și rochia pentru scufundători în 1842. Aceasta le-ar fi permis scafandrilor să se miște cu ușurință pe fundul apelor. Bineînțeles, ideea nu a avut succes. După lansarea Samsung Galaxy S5 și deconspirarea noului HTC One, telefon ce va fi prezentat pe 25 martie, toți ochii sunt ațintiți acum spre Apple, de unde ar trebui să vină noul iPhone 6. Cunoscut și sub numele de Air, telefonul e privit drept ultima șansă pentru gigantul american de a recupera terenul pierdut în fața rivalilor cu Android. Pe internet a apărut în aceste zile un nou concept video cu telefonul care ar urma să fie lansat, cel mai probabil în iulie, cu 4 luni mai devreme decât era anunțat inițial. Designerul Sam Beckett și-a imaginat un smartphone iPhone 6 cu un ecran de 4,7 inch, Full HD acoperit cu safir. Potrivit surselor citate de gadgetreport.ro, iPhone 6 ar urma să fie cu 40% mai subțire decât iPhone 5S, un procesor spectaculos A8 pe 64 de biți, și va rula noul sistem de operare iOS 8. După ce comercializarea marihuanei în scop medical a devenit legală în mai multe state americane, au început să apară și primii comercianți. Cum reclama este sufletul comerțului, o firmă a realizat și un spot TV difuzat în premieră prin intermediul Comcast. În reclamă vedem un dealer de droguri care afirmă că vinde sushi și alte bunătăți, iar o voce te întreabă dacă ai cumpăra sushi de la un astfel de personaj. Dacă sushi nu-l cumperi de la colțul străzii, de ce ai face-o cu marihuana, când poți să-ți o procuri legal de la medic? La fel ca în cazul băuturilor alcoolice, Comcast a limitat difuzarea reclamei la marihuana între 10 seara și 5 dimineața. Despre pisici, un lucru este sigur: sunt vedetele incontestabile ale internetului. Clipurile video postate pe YouTube sunt printre cele mai urmărite. O statistică realizată de Google arată recent că dintre animale cele mai apreciate, urmărite și votate imagini de pe YouTube sunt cele cu pisici, urmate de câini, papagali și porcușori. Printre cele mai vizionate se află clipurile în care felinele se luptă cu dușmanii lor de viață, gadgeturile. Fie că vorbim de aspiratoare, mașinuțe teleghidate, elicoptere sau roboți teleghidați, au adunat împreună peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube.